Deci, având în vedere că în ultima săptămână s-au discutat foarte multe lucruri pe rețele de socializare către mass media, deci eu astăzi am să vin în fața dumneavoastră la acest microfon liber, mai bine spus așa, la tribuna ta de exprimare, deci am să-mi expun în continuare ca să mă aud într-adevăr toți internauții, toți cei care privesc acest site curaj.tv. Mai mult ca atât, vreau să adresez această informație președintelui, nu știu cum să-i zic, de plin, dar cu un profund înțeles resentiment față de toate acțiunile astea care le face împotriva concetățenilor și cetățenilor noștri din Republica Moldova. Deci, având în vedere că Igor Dodon vine cu asemenea afirmații privitor că doare sufletul despre tăierile pădurilor, că masele noastre își cunoaște careva informații, și am văzut în știrile de săptămână aceasta unii s-au luat interviu de la Ministrul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii Perju, da? Privitor la demisie și nu știu ce. Deci, nu știu cum să-i spun la acest ministru, dar el ar trebui să știe că ministerul într-adevăr duce politici. Și politicii respectivi, ele se înaintează organului legislativ, dar se vede că este un incompetent, o persoană care nu are absolut nimic cu această funcție pe care o ocupă, plus la acest Dodon care el spune că stai, deci eu vreau să mă întorc puțin și am să spun de ce vorbesc, de problema în cauză. Din cauza că sunt inginer diplomat în silvicultură și în interviurile anterioare, deci am dat studiile, unii le-am făcut. Deci școala românească este o școală foarte puternică și este o școală, vreau să spun, că cu o tradiție și cu o vechime în ramura silvică. Deci eu am făcut și post-liceală Câmpulul Moldovenesc și Universitatea Transilvania Brașov. De ce am menționat aceste două lucruri? Ca să știe că eu ca persoană, având în vedere și întâlnind și petrecând, vreau să vă spun că, din punct de vedere, da, toți acești directori care au fost numiți la Mold Silver, și domnul Brega au fost cu careva filmări, s-au arătat acolo toate lucrurile astea, că s-au dus pomenii, că s-au schimbat, că s-au dus, absolut nimic nu s-au făcut. Actualmente în Mold Silva este director Cojocaru, el a mai fost cândva, înțelegeți, într-o această ramură angajat, dar ce vreau eu să spun și să mă adresez la organele de conducere, cât și la cel de administrare, că să-și facă revizuiri, mai mult ca atât, să știe Dodon pădurile din Republica Moldova. El ca președinte, în primul rând, să cunoască, să aibă măcar noțiuni generale, că au rol de protecție și nici de cum de producție. Deci, nu mai vorbim de protecția aerului, apii, a solului și tot așa mai departe. Deci, dacă noi vom pune accentul, stăiem păduri, noi nu avem păduri de grupa a doua funcțională, păduri cu rol de protecție și producție. Deci să știi că acest Peju, dacă au spus că el o să conformeze, să o să dea demisia, va fi. Deci eu n-am intrat niciodată, vreau să spun, că să abuzez, că să dau. Cu toate că începând de la Mahu, Palancean, vreau să spun că ceilalți directori care au fost treptat în ordine, deci eu le-am făcut vizite. Și vreau aici să mă întorc ca să știe. Deci a fost până nu de mult, deci un băiat în funcția de director, Valeriu Caisân. Eu am să-i dau numele, el a absolvit Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Mie mi-era rușine de dânsul din cauza că eu am gândit că el va face reforme și va face careva schimbări în această ramură, având studii competente în domeniu. Să nu mă creadă ceilalți silvicultori, eu nici nu pot să le spun că cu gândul mă duc din start la persoanele care nu au nimic cu această funcție și nici nu au nici înclini și în mâini ce înseamnă a fi silvicultor. Deci, distrugându-se în primul rând pădurile, se distruge, vreau să spun că din start și calitatea aerului și a apii și nimai vorbind masa lemnoasă. Deci eu am să revin totuși, am să-mi aduc aminte de 7 aprilie, care au fost, da, în 2009, da? Deci toți cei care s-au ascuns, toate că sunt pământieni unii dintre dânsi, dar îți vă dau numele din cauza că am venit astăzi aici să-mi exprim opinia mea personală. Deci dacă să vorbim de același papuc, o stat ascuns, da? Toate că trebuia să stie închis, știe destul de bine că o stat ascuns pentru acțiunile și faptele lui. Același Chirinciuc, care cu fabrici de mobile și tot așa.
unde se vedea destul de clar că se exportă masă lemnoasă și anume specii valoroase. Vreau să spun că arbori seculari care s-o tăiești toate este. Nici cu teamă, nici cu rușine, înțelegeți? Lucrurile astea le cunoaște preza. Nu le spun eu pentru prima dată, dar vreau să evidențiez, în primul rând, ca să cunoască cetățenii și populația că singura resursă naturală care nouă ne-a mai rămas încă deocamdată este pădurea. Deci dacă se va distruge această bogăție, punându-se în funcție persoane incompatibile și incompetente, vreau să spun că din start se vede că nu se are în vedere nici protecția mediului înconjurător. Noi știm că toți, că pământul arde, că sunt inundații, plus la aceasta se vorbește din călzirea globală în masă și toate se încep de la ce? De la factorul uman. Factorul destructiv. Unde a apărut omul deodată și din start sunt și probleme. Venind din părțile unghienului de la rădinii vechi și de fiecare dată i-am spus la acest coleg care el a absolvit la câmpul Moldovenesc post-liceală, Gheorghe Vornicescu, care e director acum. Eu vreau să-l întreb așa, că tu nu te crezi că acolo ai pus mâna, ești împăratul doilea, cum a fost Curoș anterior, el o să trebuiască să răspundă pentru toate prejudiciile care le-au cauzat în rezervația natural-științifică Plaiul Faclui de la mine din sat. Deci noi știm ce suprafață are, mai mult ca atât, știm ce pădurari sunt cu studii și eu am făcut trimitere și astăzi să arăt înaintea camerei, ca să știi acest caisân, care eu lui ei am făcut cererile respective și i-am dat. Aici este Radu Grosu, este un jurist pe lângă. Deci nici în limbajul profesional de jurist nu știa discuta. Am adresat, uitați, această plângere. Deci în data 13 noiembrie 2019 directorului general de atunci, Valeriu Caisân, unii am spus că în această ramură și la Plaiul Faclui fac politică, niște politicieni, adică dumneavoastră ați spus data trecută că sunt și preoți, primari și tot așa mai departe. Eu vreau să spun un singur lucru, dacă vrei să fii politician și te-ai lăsat de credință, ca preot du-și pui cheile la metropolie, fie că e a metropoliei Basarabiei sau e a Moldovei, da? Ai pus cheile, te-ai dezis. Nu știu la dânsii care este toată asta, că-i canonizează, că-i... Că te risesc. Deci ți-ai luat rămas bun de la credință din stat. Și eu am primit pe parcursul săptămânii, puțin că eu m-am abătut de la Mol Silva, deci uitați și am țărât lista asta de consilieri. Deci că eu am solicitat-o, aleși, da? Da, nu e aleși și eu v-am spus că sunt doi sau trei, da? Uitați, Mereuță Feodora este matușca despre care dumneavoastră ați spus că nu e o problemă de a fi consilier. Nu e o problemă, dar mâine o să ne trezăm că preotul vrea și e primar. Oprește-te. Dar pe este primar. Corect, dar eu știu din spusele Metropoliei Moldovei că și-o depus mandatul de preot pentru totdeauna. A fost caterisit, cum ați spus dumneavoastră în termenii ăștia. Religioși, da, țericești. Deci altcineva cine a venit? Crețu Nina și Coș Băion, Țicu Aliona, da, de la poștă. Deci, noi ne-am uitat, restul tăți de la Pele. Vechi. Deci, vechi, v-am spus, gașca, da? Cuibu. Eu am spus că am să vin și am să strâng cuibu. Deci, am să-i transmit în acest interviu, că nu vreau să-l rețin foarte mult pe Oleg Breg aici, și să mă asculte mai rapid și internauții mei, dragi și fideli, iubiți, cum le spun eu, dar știi Vladimir Nicolaevici Voronin, el a făcut o greșeală foarte mare când și-a făcut cu mătre pe la rădienii vechi.